De la începutul războiului din Ucraina, Gigi Becali a ajutat mai mulți refugiați pe care i-a cazat fie la hotel, fie într-o clădire din cantonamentul pe care FCSB îl are în Berceni. Acesta este un aprig contestatar al deciziei Rusiei de a ataca Ucraina, dar spune că este teamă să vorbească despre Vladimir Putin. Gigi Becali se teme să nu fie otrăvită de Vladimir Putin, care a demarat pe 24 februarie un atac sângeros în Ucraina pentru a pedepsi țara vecină pentru aspirațiile sale occidentale. Rușii fac prăpăd în țara vecină și, potrivit informațiilor venite de la Kiev, toți cei care refuză să colaboreze cu invadatorii în orașele controlate de ruși sunt eliminați. Gigi Becali se teme că în cazul în care Rusia ar ieși câștigătoare din acest conflict, Putin ar putea ordona ca toți cei care au avut atitudini neprietenoase la adresa sa să fie pedepsiți, motiv pentru care a hotărât să nu mai vorbească în public despre liderul de la Kremlin. Mi-e frică de el. Ce văd eu că face omul ăsta? Mi-e frică. Nu vorbesc eu despre el. Doamne miluiește, dacă zice cine a avut atitudine neprietenoasă să fie otrăvit. Nu mă bag, nu vreau să vorbesc despre el. Dacă îl văd, fug. Doamne ferește, omul ăsta nici măcar nu trebuie să stai în fața lui. Eu am vorbit despre război, dar eu nu-mi permit să vorbesc despre Putin, pentru că mi-este frică. Pe cuvânt mi-este frică, a spus Gigi Becali la România TV.